bătea vântul afară, era rece. Și m-am gândit la Ianche și Cader. Băi, aici eu am de toate. Ce vrem asta să... Bre, te mirosim și pe vânt! Și miroși urât! Și pe ploaie! Ce, te plitisești? Te plitisești? Nu, dar de nu ce? Pot să stau fără voi. Adică? Mi-e milă de ei. Să știi că afară bate vântul ăla și n-ai mâncare, n-ai ce bea. Asta să-i aduc la mine. Noi nu suntem amărâți. Să vedeți ce petrecere frumoasă avem noi acolo. Dacă vreți să faceți voi ceva acolo, vă dau și un bănut. Ce înseamnă? Vă, ce dau, și un bănut. Vă dau și ceva dacă vreți. Ce? Adică, pentru în primul ce? Rând, să mâncați ceva, să bei ceva. Dar nu, ne e foame. Nu vă e foame? Dacă ne e foame, avem carne, că noi am făcut cumpărăturile, avem grătar, ne facem când vrem noi. Cât sunt ei, dai dracu cu mine și cât mă enervează și cât fac toate drăcile pe aici, eu chiar iubesc. Vrăjeală, bă, mi-e milă de voi, de-aia vă iau de aici. De unde? Nu știa ce să facă. Nu m-a rugat în viața mea de copiii mei, dată voi, mă. Păi, da, adică nu de vecini. Hai, bă, la mine la masă, să vă dau mâncare, să beți. Ce avem masă și niște bani? Vă dau cât? Cât? Băi, cât vreți, ziceți. Bună ideea, cât bani vrem? 10 milioane. Banii ăștia nu vi dau nici mort. Dacă vreți, uite, vă dau 100 de lei. Ce, să stai pomană? Vă dau, uite, cât 100, să nu ziceți că eu nu vă, adică să o lași 100 de lei. Te vrei, ce de nebun! Tu te de nebun! N-am zis 10 lei, 100, 100, cum vorbiți voi, tu te voi vrede, generația asta de euro, da! Dă-ne 2 milioane jumate cu 2 milioane jumate. Da. 251, 200. Păi cu 5 milioane eu tot ce vreau de aici, mă. Ce atunci du-te, vrei și ea. Bine, mă, să zici o să plictisească ea. Să stați aici până vă aduc eu. Să vezi o să plictisească ea. Bine, mă, stați aici. Să înjure, care nu le dă entertainment. Ca nu știe niciunul dintre ai voștri de acolo, nici bata. Bine, mă, uite, nici ca mine, nici ca voi. Vă dau, uite, 400, câte 200 de fiecare. Nu mai ne proștești așa. Ne dai 5 și ne dai bani acum. Că altfel noi n-avem o problemă să stăm la noi pe tarlaua noastră, terasa noastră. Ce tocmai începeau să vină oameni. Da. Dar stai așa, tu ai încredere în mine? Nu. Da. Bă, acum am vorbit cu el. Da, prea! Am vorbit cu el. Am greșit, am vrut să-ți zic așa. Stai, stai, bre, că am vrut să zic altceva. Am zis că nu. Vii, mă, sau nu vii? Da, da, da. Da. Vii, mă, vii, mă, să vii, mă, vii, bre. Vii, că e la noi să cânti. Da, da, da. Da, da. Am mai ceda un pic, că patru, eu cedam că eram cu picioarele în sus. Și n-aveam. Acolo spui orice când ești așa și ăla stă pe capul tău. Spui, da. Te uiți la 50 de lei. Bă, Dani, felicitări. Stai, bă, stai, bă, stai, bă, stai, bă, nu venim, nu venim, nu venim, ne dai, dacă ne dai 5, 4, nu. Dai 1 milion, trebuie să le luăm pastile, că stăm de 2 ore jumate. Mai pot decât 5, nu venim, nu fii prunat. Unde puși, să mă ieși cu mine. Uite cum a băgat, cum a băgat râgă noi. Ne dai, dacă ne dai bine, dacă nu... Bă, vă dau 400. Nu există. Debarasează terasa că ne sperii clienții. Te uiți, bre, la 20 de lei. Păi da, bă, că am pornit de la cât e bani. Dar 10 milioane am pornit, ți-am lăsat la jumate. Că suntem oameni. Dar face show. Da. Da. Bine, mă, vă dau 500 de lei, dar voi a zis. Nu mâncați, nu bezi, nu nimic. Cât 100? Vrei să stăm acolo? Cum? Cât vrei? Uite, până se termină, că mai mult 2 ore jumate nu sunt. Bine, bine, bătă, palmă. Ce e la noi? Pac, pac. Bună! Erau copiii pe acolo, au întrebat, da, Liviu, unde este Neamărine? Na. Și l-au adus pe Liviu. Da, e petrecere, mamă, e nebunie și la mata. Se distrează lumea, se nebuniți. Că eu am mai fost la petreceri, dar eu așa tristețe n-am mai văzut pe nicăieri pe unde am fost. La sfârșit, n-am făcut treaba, direct la bar. Vreau de băut. Am fost cu ochii pe ei. E super distracție aici, e o nebunie totală. Până să venim noi, lumea era... Acum puteți vedea. Începem de aici și servim. Bun! De aici. Noi suntem o echipă mică care conducem un restaurant. Este foarte greu. Pentru că Manela este singura care gătește. Adică, lăsați aici, că e în plus. Păi în plus, eu nu pot să fac așa. Gata, nu? Nu, mă, nu, cum o să fie gata, băi? Câte mai trebuie să o bucăți? Nu! Nu! Dumnezeule, și Manela, deci mie nu-mi vine să cred. De dimineață, ea nu s-o mișca de acolo. Dă-te, te rog frumos, puțin. Dar chiar sunt foarte nervoasă. Eu nu fiți. Dar chiar de acum, chiar sunt foarte nervoasă. Păi cum să nu plâng? Și mama Jenny, și Marlena,
Erau amândouă sub o tensiune, am zis, Dumnezeule, ce se întâmplă? E oboseala la maxim. Aici nu depinde de mine. Chiar nu mai pot, frate, dar eu chiar nu mai pot. Amândouă început să plângă. Vai, deci nu mai știam, mă simțeam și prost. Nu, stai, hai, gata, ce se întâmplă cu voi doi? Dar nu se mai poate așa ceva. E prea mare oboseală. Fii atent, că tu ești foarte frumosică. Dacă plânge, atunci nu mai e frumos. Haide, al mambo. Nu ușor să munceți 14, 18 ora în bucătăria și că toată lumea vrei, că tot repede, 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 înțeles? Și n-a fost milat de amândoi. Noi de 3 săptămâni, de când am venit, suntem întinsi la maxim. Dar ce înseamnă asta? Dar doar nu suntem de piatră. Dar cine rezistă? Imiati, miezul nou. Acolo de la 7 dimineața. Doamne, 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 doamne ajută! Am dansat și cu tăticuțul, că vreau să îi spun că încă nu am uitat legătura asta de sânge. Deci când neamărim, începe să danseze. Parcă are o magie în jurul lui. Îți vine să-l iubești, îți vine să-l iei în brațe. Cred că e cel mai bun. Din punctul meu de vedere, nu-l aud că mi-e drag câteodată de el. Dar are o magie. Când începe să danseze, ceva se întâmplă. Și s-a luat curentul. Hai! E mort deja! Date! Hai vino și azi mâncarea! Date! Stai! Nu eu! Nu eu! Stai! 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 Se moară, dragi! Se moară, dragi! Dacă nu, ascultă-mă ce spun! Nu, nu! Cine a făcut ții? Nu, a făcut cuvântul meu, donare! Să fiu al dacă nu, ascultă-mă ce spun! Dacă nu, păi, dar de ce-mi spargi tu mie în bucătărie, că te strângi cât? Pentru că poate. Cum ai făcut? Ce? Cum ai pus sare în apă, în vin? Jură-te! Jură-te! Gala, nu e limit! Deci nu poți, stai! Deci mi-ai pus sare, de ce mi-ai pus? Stai! Mai bine stai, că spar tot! Tu mi-ai pus sau cine mi-a pus? Nu eu! Jură-te! Jur pe viața mea! Nu mi-ai pus sare, nu! I-a căciunat pe mine, a crezut că eu am pus sare în pahar. I-am explicat că nu eu. Nu i-ai explicat, te-ai jurat. Pentru că la nemurit n-ai altă variantă. Dacă vezi să scade bătaie, trebuie să te juri. Am luat nuiaua, nuiaua cu floricele. Cine a pus asta? Cine a pus asta? Să moară, dragi! Andrei, să moară, dragi! Ascultă-mă! Ascultă-mă, Andrei! Cine a pus sare? Cine a pus sare? Andrei! Andrei! Ocule, m-am salvat, eu nu strădător, dar m-am salvat. Mă bați pe mine pentru ăla? Se jură, da? Că tu ai pus sare în vin. Păi era să jură pe orice vrei. Ah, nu mai știu ce mă doare, Gogo, nu mai știu ce mă doare. Să fii tu al că n-ai pus. Să fiu al să fii tu al că n-ai pus. Să fii al normal că mi-e frică de el atât timp cât are joarda aia în mână, are cât o sticlă, nu știu niciodată cu ce poate să arunce și unde. Dacă nu ne lombari, te omor! Dacă nu ne lombari, te omor, ca să știi! Unde e, băi? Stai! Stai, băi, de bună, băi! De cine a pus, tu sau el? Nu știu! Nu noi! Cred că eu știu! Nu, Cicigă! Stai să zic! Băi, cum se auzea? Cu ecou? Oh! Stai! Stai, neamărine!
Pace, bre! Pace! Hai la tort! Gata! Gata, la tort! Pace! Gata, nu mai gata! Pace, dacă n-ai aflat cine... Pace! Dacă n-ai aflat cine aia e... Pace! Dacă n-ai aflat cine... Pace, la tort! Promite, de ce mă... De ce mă bați pe mine pentru fraierul ăsta? Stai, stai un pic! Stai un pic! Dar lasă-mă un pic! Dă drumul un pic! Vrei, rup degetele, vrei, vrei! Trebuie doar o secundă! Chiar dacă luptele ar fi ținut până în zori, e cazul să o dăm la pace, ca să facem socotelile. Ai început cu drept. Nu vorbesc cu dumneavoastră. Nu vorbesc. Colega mea, ajutorul meu, mâna dreaptă, a zis că nu vrea să vorbească cu mine. Dar eu spun, a fost mâncarea foarte bună. Deci a fost. Și a fost... Marlena, prima impresie a fost foarte bună. În stare să-i țină pieptul neamărind, că aici vreo silfidă, vreo nimfă, nu se poate. Și dacă a ieșit mâncarea așa de bună, e și datorită ție. Bombatico natural mortal, e bine. Neamărind, acum e tăticul meu. Vă doresc noapte bună, ne vedem mâine dimineață. Aplauze, aplauze, bravo, bravo. Fernando, hai. Tot a fost atât de frumos. Lumea s-a distrat extraordinar. A fost un eveniment foarte de succes. Dacă nu veneam noi acolo, ei reușeau să disteze, sigur. Să fi dat pe doi, că era box. Da, deci dacă dădeau cu alt program. Te dea pe doi, era box sau schiuri nautice. Da. Da. Și mai era ciclism. Și... Să distrau. Dă-le și nouă bani pe mine. Ei erau la masă, erau aproape pe terminate. Mâncau. Ca la botez. Ați mâncat bine? Nu, nu, prost de tot. Nu te face de rău toată televizorul. Bă, a fost înțelegerea că vă dau 500 de lei și de la 10 până la 11 jumătate voi faceți asta? Am zis, vă dau mâncare, băutură, 5 lei. N-ați vrut? No, nu ne trebuie mâncare, nu trebuie băutură, nu ne trebuie nimic. Tot ce ați mâncat, ce ați băut, 200. Chitra bătrână, n-a putut el să mai dea 2 milioane. Că tu ne dai să mâncăm și ne iei 2 milioane pentru mâncare? Stai așa un pic. Dă-ne 3 milioane, e bine așa, hai. E bine? Da. Da. Deci ăsta a costat 1 milion, ca să știm, da? Așa? Vă pupă, tata? Mulțumim frumos, Neamărine. A dispărut și s-a dus la baie. Până la Neamărin, hai vreți să facem poză. Era acolo tatăl băiatului care avea copilul. M-am dus la baie, în drum spre baie. Prietenul meu, extintorul, tot spunea, te rog, ia-mă, 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 apasă-mă, apasă-mă. Ți-ai dat banii? Nu ne-ai dat banii? Dacă faci asta, te omor! Nu ne-ai dat banii? Nu ne-ai dat banii, Andrei Vinovat! Mă gândeam, cât de nebun să fii să faci așa ceva în restaurantul meu, cu clienți. Nu face asta, zic eu, doar mă sperie. Bă, n-ai dat banii! Bă, n-ai dat banii! Ce-ți Andrei? Să vezi acum ce fac. Ce? Hai să văd ce faci. Ce? Hai să văd ce faci. Zice, ne-ai dat bani. Păi nebunule, stai așa un pic. De ce n-ai, bă, de ce n-ai păcălit? Ia uite ce alb e. Bă, de ce n-ai păcălit? Stai un pic, deci... Vino cu face. De ce n-ai păcălit? Deci dau, acum gata, ce-l dau. Dar zi, de ce n-ai păcălit? Bă, nu fi prun. De ce n-ai păcălit, zi? Aici, aici. Uite, domnule, ce e ce mai... Am rămas barugol ca și când ar fi explodat o bombă. Peste tot era alb. Sticle, pahare, instalații de sunet, mesele. Nu venea să cred, vă dau cuvântul meu de onoare. Totul era alb, totul era nins. Și pe jos, atât de impecabil era albul, că n-a mai călcat nimeni, era doar DJ-ul care era într-o parte acolo și ștergea alea și înjurășea, da. Era supărat și mi s-a părut foarte frumos și am scris un mesaj. Livile! Să ne dai banii. Așa am văzut un film cu mafioți. Cât Andrei a scris mesajul, eu eram alergat de un ghepard. Stai! Nu fi nebun! De ce? Nu fi nebun! Stai!
Ai albit, Moș Martine? Moș Martine! Tot disperat ne-am mărit, disperat, disperat ne-am văzut în viața mea, mai disperat de atât. E incredibil, nu vine să cred că mie mi se întâmplă așa ceva. Zii ce să faci! Ce să fac? Da. Uite, mă învârc cu tine până la ziua, așa. Lasă-mă, nu-i problemă, mă! Nu-i problemă! Mor! Stai că mor! Stai că... Iurga, nu mai pot! Abate-mă de... Să mă arăt! Stai! Mi-a... N-am mai putut. Vă dau cuvântul meu, nu, dacă mai putut. M-am pus, mi-o iau, eu am mai luat-o. Știu cum e, duc la tăvăleală. S-a descărcat, mi-a dat până m-a julit. Dar ce albi, mă? Când l-am văzut că pune mâna și eram convins, dar când am n-am apucat decât să mă întorc și să iau un stilp în brațe, să închid ochii, să-mi pun mâine să stau acolo. A dat până când s-a terminat tot. Am simțit așa o eliberare când am apăsat trăgaciu și am văzut că are jet. În sfârșit mi-a ieșit. Ne-a gazat pe toți cu, cu drăcia asta. Eu aș plăti mai mult să-l mai văd o dată, dar live așa, că așa pe gazetă. Păi mâine vă dau foc. Păi de ce vrei? Dar ce nu am mâine, noaptea asta vă dau foc cu tot. Păi ce am făcut, bre? Urât. Nu e ok și chiar vreau să vorbesc și cu Liviu. A venit domnul Boboc la noi. Au scos oamenii din restaurant, toți sunt afară. Nu e frumos. Dom'le, e nebun. Ce pot să-i fac? Nu trebuie să vă supărați pe mine, nu eu sunt de vină, ci ne-am mărit pentru că a angajat niște oameni care sunt debili psihici. N-au o problemă mentală. Și l-auzeam pe omul ăla că zicea, Liviu, trebuie să-ți ceri scuze față de toți oamenii. Ce credeți că i-a spus Liviu? Îmi cer scuze, dar Rebecca, când o să împlinească 14 anișori și o să-și ia buletinul, când o să întâlnească cu toate prietenele ei, cu toți prietenii ei, o să spun așa, vrei să vă arăt ziua mea de naștere de un an de zile? Promitem tu că la 14 ani o să ne întâlnim noi. Cu mare drag. Cu toți. Și mai dau un institor. Am făcut o petrecere memorabilă pentru Andreea. Uite, știu, cât de cretin să fii să faci așa ceva? Cât de cretin să fii să faci așa ceva? Urât. Urât. Fost urât, rău. Drept urmare, am intrat în cameră la mine și n-am vrut să mai ies. Dragi copii! Acum pot să organizeze o petrecere de Crăciun. Da. Cuvântul meu, deci la ce jingle se poate? Bells, jingle bells, jingle always. All is fine, it's alright. Mergem să dormim. Pa! Ce credeți, ok? Io, dar ce e acolo alt pe jos? Șoc! Și să văd totul făcut varză, eram, wow! Ce, bă, știi de unde să începi, ești nebun? Păi să-i faci ceva la bannerul ăla? Vrei tu să facem ceva la terasa aia, nu? Fac o mici așa, micuțe. Nu știam. Nu? O, oh, destrus, nu! Cred că în 10-15 ani o să găsești unul. Așa! Ia să-i deși. Da, ce bine te simți! Ia! 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 Ia!